Oxana Cechină este tânără specialistă din Raionul Glodeni, ce a ales să muncească aproape de casa părintească și nu în capitală sau alt oraș din țară. La 28 de ani a finisat rezidentura și s-a gândit să vină la Bașnă pentru a contribui la îmbunătățirea sănătății oamenilor. Oxana de mic copil visa să devină medic pentru a trata pe alți oameni, așa că după absolvirea liceului s-a decis să depună actele la Universitatea de Medicină Nicolae Testemițanu. Eu vreau și am vrut să fac ceva pentru lume, pentru oameni, de atâta singură, fără părinți, fără... Adică am încercat să intru la Universitatea de Medicină, am avut noroc, am intrat la buget și am încercat. Era greu, dar am finisat. După 6 ani de universitate, m-am gândit și am ales anume specialitatea de reanimare și terapie intensive. Pot să vă spun de ce, pentru că fiind încă student, am început la anul 4, am început să lucrez ca asistentă medicală în secția reanimare, Spitalul Municipal de Urgență la Chișinău. Și mi-a plăcut. Am activat 2 ani de zile. După asta m-am gândit și m-am transferat în terapie intensivă, tot ca anestezistă. Și altceva nu vedem mai departe și m-am gândit că asta e a mea și o să fiu medic, anesteziolog. După 6 ani de studii la medicina generală, a mai făcut 4 ani ca medic rezident, iar după studiile postuniversitare s-a decis să se dedice un an doar copilului. E greu de stat în Chișinău și ne-am hotărât să revenim aici acasă la părinții mei și a trecut un an de zile, fiind aici pe loc, noi ne-am hotărât că dacă suntem aici, până când suntem aici, este de dorit să ies la lucru, să încep măcar aici. O să vedem mai departe ce o să fie. Sigur că locul de trai am nevoie și sper că o să primesc eu locul de trai, dar asta durează și sper că în timp apropiat o să avem rezultate. Tânăra specialistă speră că va obține ajutorul pe care îl promite statul, inclusiv și un loc de trai. Menționăm că salariul unui medic începător este de 2000 de lei.